Când te angajezi, este o plasă. Îți dă salariul suficient cât să supraviețuiești, nu ca să trăiești. O să-ți dau exact cât ai nevoie ca să revii la muncă de fiecare dată, fiecare lună. Și cel mai mult și cel mai mult până acum am învățat din falimente și am avut 4 până acum, 3 sau 4. Bă, da, apă, bă, poți să stai la terasă să bei apă. Nu zice lumea că ești sărat într-un faliment atât de tare, atât de mare. Însă ocotisem meniul pe care îl aveam, consumam de 5 lei pe zi. Am început să lucrez la Agvator, prima dată când m-am dus acolo, l-am dat de un inginer, ăsta care m-a torturat pe mine toată viața. A pus o amprentă așa de mare pe psihicul meu că ani de zile l-am visat urât, bai coșmarul. În fine. Da, vorbesc foarte serios. Deci după ce am plecat de acolo, eu în continuare visam crizele pe care le avea ăsta la birou. Bă, Cătăline, bă! Un volum foarte mare de muncă mi-l dădea, n-aveam cum să nu-l fac, eu credeam că e responsabilitatea mea și nu știam să zic nu. Foarte important să spui nu. Bă, nu pot, mă, coaie atât de mult. Nu pot atât de mult, punct. Și este ok să nu poți. În fine. Asta am învățat-o mai târziu. Bine că am învățat-o și n-am plecat din viața asta fără să învăț. Când m-am dus acolo, m-a pus iar niște chestii. Super simple, că nu știu, n-am făcut cursuri de Excel. Dar ceva de bază. Și când i-am arătat coloane și i-am arătat chestii din de genul ăsta, el a zis, o să faci asta? Wow, cum ai făcut asta? Învață-mă niște chestii atât de bază. Și am zis, mă, cum nu știe ăsta? Că pentru mine sunt normale. Era ca și cum e un puște acum și îți arată puștiul ăla cum să te joci ceva pe calculator sau să faci orice. Un puști. Care el a trăit cu tehnologia. Asta se întâmplă asta, de fapt. Eu stătusem pe lângă tehnologie mai mult timp decât stătuse el în ultima perioadă și am observat că el se blocase. Stând de vorbă și cunoscându-l, am văzut că el se blocase cu dezvoltarea lui personală până în momentul în care s-a angajat. Deci el toate cunoștințele pe care le avea le dobândise până în momentul în care s-a angajat. După ce s-a angajat, el doar muncea și punea în practică ce învățase. Dar el nu mai acumulase cunoștințe noi. Acumula informații, dar nu cunoștințe. Că sunt diferite. El avea skill-urile pe care le învățase cât a fost el plăcău. De ce facem asta? Că acum că mă gândesc, cum făceai și tu, pentru că muncești și pentru că ești obosit, munca ția, când te duci la muncă, te duci la bancă și munceai tu, ți-e lua munca efectivă 8 ore. Plus da? Drum. Plus. După aia tu nu mai aveai timp, sistemul tău nervos era făcut varză pentru că n-aveai pauză, pentru că munca pe care o depuneai era intensă și nu mai aveai timp să acumulezi alte cunoștințe. Când ție ți se lipi, când tu încheiai programul, ziceai gata, îmi bag piciorul, vreau să mă uit la un film, vreau să mă relaxez. Asta vreau era... să ies în oraș, vreau să beau un suc, să faci ceva pentru tine, pentru că nu făcusei nimic. O alegere înțeleaptă ar fi fost să faci ceva pentru tine ca să înveți ceva pentru tine, dar e nevoie de un efort foarte mare. Pălal fac oamenii care au succes. Pălal fac. Renunță foarte ușor la nu vreau să văd film, investesc în ei. Cât timp mai am? Ok. Pentru că te duci la muncă de ce? Te duci ca să muncești. Nu se plătește bine, dar banii aia mă ajută. De-aia te duci la muncă. Dar în momentul în care te duci la muncă, tu investești bani în jobul respectiv. Iar când îți dă unul 1000 de euro, 2000 și ceva de euro, ar putea să-ți dea cel puțin dublu, cel puțin triplu. Poate un angajat la o firmă, la o corporație, cred că produce de 6 ori mai mult decât este plătit, inclusiv taxele la stat. Valoarea lui este de 6 ori mai mare și ar putea să dea mult mai mult. Dar acum, forța de muncă este acolo unde este acceptat salariul. Prețul forței de muncă este acolo unde este acceptat. Sper că suntem plătiți atât de puțin pentru tot ceea ce facem. Spre exemplu, cum era munca la statul ăsta la laptop 9 ore pe zi. Păi n-aveai dreptul nici măcar la pauză. În contract aveai și pauză. 30 de minute din 9 ore. Și când îți dai pauză, era cineva acolo care să-ți atragă atenția că, bă... Să te gubiciut. Mi se pare de cel mai prost gust să stea unul lângă tine să-ți atragă atenția că nu muncești. Asta e maxim de sclavagism. Mhm. Sclavie pură. Îți dai seama, din 9 ore, 7-8 ore sigur le ai continue. Click, 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 click. Tu îți dai seama cât volum produci? Ai văzut când ai zis tu stop, am nevoie de mai mulți bani, a sări repede să-ți fac o ofertă? Cred că dacă ar face asta toată lumea, măcar majori, bă, dintre ei 50% și-ar obține o creștere de salariu. Și ce riști, mă? Ori te duci la alt job, ori pui mâna și faci un efort și înveți ceva pentru tine. Uh-huh.
că tu, cât ai făcut, de când ai plecat de la job până în perioada asta, tu ai făcut o grămadă de chestii și ai acumulat o grămadă de cunoștințe. Și ești mult mai câștigată, pentru că ce ai acumulat acum o să-ți servească în anii următori. Gândește-te că faci asta, da? Acumulezi cunoștințe și dezvolți skill-uri pe bani puțin, câțiva ani, o perioadă, când îți permiți. După care le iei pe alea și începi și le folosești ca să, ori pentru un job mai bine plătit, ori pentru afacerea ta. Și câștigul este mult mai mare. Dar trebuie doar să nu te mulțumești cu câștigul ăla rapid, pe termen scurt. Asta se întâmplă când te să lucrezi pentru cineva. E foarte simplu. Mie mi se pare cel mai simplu. Gata cu aia, lucrezi 8 ore, ia, folosește-mă și dă-mi banii la final. Super simplu, ia și 1000 de euro. Zilele astea, sincer, mi-a tot trecut prin minte teama asta că, aoleu, trebuie să ajung să mă angajez din nou ca să am bani, să permit o plecare oriunde. Știi, să nu stau cu grija, mă duc acolo, cheltui 100 de lei și ce mai fac după aia. O să fie moment întotdeauna, moment, uite, mie mi se pare în felul următor, că atunci când ești liber profesionist, da? Când nu lucrezi, nu ești angajat sau lucrezi pentru tine, mi se pare foarte dificilă poziția aia, dar nu e dificilă decât din prisma nesiguranței. Că îți oferă, nu-ți dă siguranța aia, dar în același timp îți oferă mult mai multe satisfacții, îți oferă libertate. Tu știi, tu alegi când muncești, cât muncești, pentru cine muncești. Este extrem de important să muncești pentru ceva care îți face plăcere. De gândește că te duci la muncă și ai un șef sau o șefă acră, frustrată, care te obligă să faci niște chestii care nici măcar nu sunt pe fișa postului, doar pentru că așa vrea ea, că a plecat de acasă cu frustrări, sau șef. Te bate nevasta acasă și vine la muncă și îți dictează. Dictează ce nu poate să dicteze acasă. Bine, asta e un exemplu mic. Prima mea experiență de muncă tăceam din gură. Cum înțel? Eram obișnuit să fac ce mi se spune. Credeam că aia este treaba și, băi, dacă n-am înghițit la chestiile astea... Păi? Mai mergem, mă, și noi? Da, și zilele astea, adică de ieri, de cât am stat atunci în pat, și astăzi mi-a trecut prin minte frica asta că ar trebui să mă angajez din nou, chit că e ca antrenor personal într-o sală, chit că e iar corporație sau... Tot simt că trebuie să mă angajez ca să am bani. O să simți asta mereu, e teama aia de... E nevoia de bani pe care o să o ai tot timpul, dar nu o să câștigi mult. Asta e faza, că e câștig doar material și nu suficient. Adică nu e... Când te angajezi, este o plasă. Îți dă salariul suficient cât să supraviețuiești, da. Nu ca să trăiești. Da, exact. O să-ți dau exact cât ai nevoie, astfel încât tu să nu poți să strângi bani să-ți faci ceva altă, că automat o să vrei să faci aceasta, dar te țin aici în exact la limita existenței. Ai bani să pleci într-o excursie pe an maxim. Pa. Maxim, maxim. Acolo îți dau. Ca să revii la muncă de fiecare dată, fiecare lună. Și nu îți rămâne timp. De-aia zic că efortul pe care îl fac oamenii, tineri în special, că nu au ce pierde, mă, frate. Că în momentul în care îți vine copil, trebuie să ai grijă de copil, ai responsabilități. Bă, nu poți să mai riști aiurea să mori de foame sau să stai pe afară. Ai până la mic. Trebuie să iei mâncare, trebuie să iei pampers, trebuie să iei scaun de copil și așa mai departe. E o capcană. Chiar o capcană. O plasă de siguranță care poate să devină, de fapt, o plasă. Să ții o plasă. Astăzi mi-a trecut așa, vârtej prin minte, când mă tot întrebai la ce mă gândeam. Mă gândeam la o chestie principală, dar pe lângă aia veneau toate astea, una după alta. Și, băi, nu vreau să mă angajez, adică nu vreau să fiu sclav pe plantație doar pentru niște amărâți de bani, cum ai zis, doar să trăiești. Să supraviețuiești, nu să trăiești. O să fie greu. Da, simt. Eu, după ce am plecat de la Alfa Tot, am intrat într-un faliment atât de tare, atât de mare. Ți-am povestit că mâncam de la mama și pentru mâncarea aia eu mă duceam și duceam actele. Consideram că trebuia să muncesc ca să câștig mâncarea. Însă ocotisem meniul pe care îl aveam, consumam de 5 lei pe zi. Între 5 și 7 lei pe zi, tot făcând și sală. Mamă. Și era totul integral, la modul auster. Un piept de pui, o văz mult și ouă. Asta mâncam. Și fasole verde. Și a fost un primul faliment, de acolo am învățat cel mai mult. Cel mai mult și cel mai mult până acum am învățat din faliment. Și am avut 4 până acum, 3 sau 4. De
fiecare dată reveneam mai sus, mai sus, mai sus și veneam cu venit. Că se vedea în veniturile, în câștigurile mele. O duceam în zero, am făcut datorii și de 1000 și ceva de euro. Aici. Și de fiecare dată reveneam și de fiecare dată am revenit cu bani și mai mulți. Mm-hmm. Eu mă tot întreb acțiunile pe care le pot face în momentul de față ca să îmi fie ok, să nu mă mai frământ atât de mult și să câștig și ceva bani încât să îmi permis să ies la un suc. De ce trebuie să-ți cumperi suc când ești afară? Am dat un exemplu. Poți să-ți iei apă? Nu știu, mai comandă lumea apă, mă, frate, când ești afară. Cafea, 10 lei, 16 lei, între 10 și 16 lei cafea. Îți iei un frappe de 20, îți iei o limonadă de 20, 18-20 de lei. Bă, da, apă, bă, da. Poți să stai la terasă să bei apă, nu zice lumea că ești sărac. Nu, te-ai văzut ce lumea apă? Că vrei apă. Ce scumpă e apa la terasă? Păi nu, că poți să-ți iei o sticlă mare și o împarți la 2 sau la 3. Bă, am ieșit să beau apă, ia minerală dacă vrei să fii fițos. Mi-am luat, am ieșit la apă minerală. Lipsește vinul, că altfel ești șpriț. Mă gândeam, dacă ceri apă plată cu lămâie, ți-o conservă limonadă? Tare, tare asta. Bă, da, ce virgin e locul ăsta, mă, frate. Ai loc să ieși? Da. Tu? Cum fac? De ce apeși pe buton când tragi frâna de mine? De curiozitate întreb. N-am văzut la aia. Până acum am auzit doar... Place să apăs buton. De-aia nu-mi place să fac. Frumos, gentil. Plus că pot să trag.